Bună ziua, trader! În acest clip o să fac o analiză tehnică și voi identifica oportunitățile de tranzacționare pe dolarul american în raport cu yuanul chinezesc. Nu știu dacă foarte mulți dintre voi tranzacționează dolarul în raport cu yuanul, însă este o paritate care devine din ce în ce mai tranzacționată în ultima vreme și eu am adăugat-o în portofoliu de ceva timp. Ne aflăm pe Daily, observăm că prețul a ajuns în vecinătatea unei zone de control a ofertei, o zonă de rezistență. Prețul a mai fost în această zonă în 2022 octombrie, iar în prima instanță vedem o respingere a prețului din această zonă. Ca și o zonă importantă de suport, chiar dacă este foarte jos, dar pentru a da o structură a prețului, avem această zonă de suport și există posibilitatea ca respingerea din această zonă să aducă prețul din nou la 6.7100. Atâta timp cât prețul se află sub zona de rezistență, urmăresc poziții de cel de aici, în cazul în care, bineînțeles, prețul va reuși să urce peste zona de rezistență, aș urmări poziții de cumpărare. Hai să dăm un zoom pe zona din care prețul s-a respins, respins și observăm că avem o zonă de consolidare, zone de echilibru între cerere și ofertă, cum îmi place mie să le numesc. Am și o strategie clară care privește tranzacționarea acestor zone. Puteți vedea strategia pe site-ul nostru, găsiți link în descrierea site-ului dacă doriți să învățați această strategie. Însă, ce este interesant aici este faptul că o intrare, chiar dacă nu am o zonă de echilibru cu o amplitudine foarte mare, Raportul între risc și profit poate, unul, poate fi unul foarte, foarte bun. De exemplu, dacă aș căuta să intru într-o poziție de sell din această zonă, să spunem că am o intrare undeva de aici, un stop loss, să spunem, deasupra acestei zone, există și posibilitatea să-l pun mai jos, dar vedem o imagine de ansamblu și mă duc cu un target de profit aici am un raport între risc și profit de 1 la 3 dar în general stop loss-ul l-aș pune undeva aici o să vă explic uh, imediat uh, de ce și atunci raportul meu crește risc 1, profit de 4,5 ori mai mare iar aceste poziții aduc uh, profituri foarte bune pe cont, atenuând eventuale mici pierderi încasate. Cum aș căuta să intru în pozițiile de sell? observ că prețul a coborât sub zona de suport pe care o avem în vecinătatea nivelului de preț 7.2642. Și avem și o rupere a canalului format din cele două medii mobile exponențiale, prima de 100 și cea punctată de 50, care ar fi iarăși un semnal de intrare. Sub această zonă aș aștepta un tipar de intrare. Un tipar de intrare de tip corelații divergențe. Asta înseamnă că din acest punct sau de mai jos aș, aș aștepta o mișcare corectivă poate până în această zonă și în cazul în care voi avea o divergență ascunsă între uh, histogram volumul pe histogram aferent maximului precedent și hai să marcăm această zonă, Na, acesta este maximul care mă interesează și în cazul în care prețul va face o mișcare de corecție repede din acest punct sau de mai jos iar volumul pe histogramă va fi mai mare, voi avea o divergență ascunsă, o pot corela cu o divergență normală pe un time frame mai mic respectiv pe H4 și asta va declanșa poziția de sell. În cazul în care nu sunteți familiari cu divergențele și corelațiile dintre acestea am două clipuri pe canalul de YouTube, le puteți găsi răsfoind canalul. Aceasta este una dintre posibilitățile de a intra în poziția de sell. O altă posibilitate ar fi ca din acest punct să am o consolidare laterală. Adică prețul să stea o perioadă sub această zonă, să formeze o consolidare laterală, iar ulterior la ruperea zonei de suport să inițiez poziția de sell. În ceea ce privește pozițiile de buy vreau să văd prețul din nou peste rezistență și urcarea și peste 7.375%. Aici la fel un tipar în oglindă cu ce v-am explicat aici, ori corelații de divergențe, ori consolidare și poziție de bai. Dacă v-a plăcut această analiză, dați un like, dacă aveți întrebări, neclarități sau ceva de adăugat, vă aștept în comentarii. În rest, vă doresc o zi minunată și spor la pipș.